Luci mi-a venit să revin la fabrica de bani, eu sunt Dragoș și astăzi, va ieri, am adăugat și a treia companie în portofoliu, o companie surpriză, deci eu, pentru că iarăși nu cred că vă așteptați să adaug așa ceva în portofoliul meu în momentul ăsta, hai să vedem pe ce este vorba, să vedem dacă merită sau nu merită să adaugi această companie și tu în portofoliul tău. Iar dacă 90% din cazuri mă auziți de investiții pe termen lung, mă auziți vorbind despre faptul că vreau să ajung la independența financiară, că vreau să strâng o sumă impozitantă pe bursă pentru investiții și așa mai departe, că vreau să devenim pasiv constantă din care să trăiesc și așa mai departe, anul ăsta mi-am propus să fiu mai nebun, să zicem așa, e un an nebunesc pentru mine, un an în care mi-asum niște riscuri mai mari, un an în care fac chestii pe care în mod normal poate nu le-aș face, da? Și atunci, bineînțeles că compania de astăzi, a treia companie în portofoliu, nu este o companie în care vreau să investesc pe termen lung, este o companie care, al cărui preț era foarte jos și am considerat că merită riscul să investesc în ea pe termen scurt, în scop speculativ. Da? Deci anul ăsta voi face și investiții în scop speculativ, nu numai investiții în termen lung, pe ani de zile și așa mai departe. Bun, înainte de a începe, vreau să te rog să dai subscribe la canal dacă... Înainte de a începe, aș vrea să te rog frumos să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă. Am undeva jos buton de subscribe, iar lângă el e un clopoțel mic pe care dacă vii bifa, vei fi notificat de câte ori postez un clip nou. La finalul acestui episod, dacă ți-a plăcut, nu uita orice like, subscribe, comentariu, ajută la creșterea canalului și la dezvoltarea lui. Iarăși am venit cu o modificare mică în portofoliul meu, nu în portofoliu, hai să vă arăt, ce mai, hai să vă arăt întâi compania care am luat-o, da? Ca să nu mai vă stric surpriza, e vorba de Bain. De ce vedeți intervața asta? Mie îmi place foarte, foarte mult intervața aceasta, în care văd toate cifrele astea mari și frumoase. Atot o folosesc eu în mod normal, dar anumiți utilizatori au zis că ei nu poate să vadă pe telefonul mobil foarte multe informații. Și atunci am zis, hai să plătim pentru YouTube și pentru cei care urmăresc pe telefonul mobil, care se uită pe telefon la videourile mele, anumite informații care se le poate vedea să-i lămurească. Din păcate, informațiile astea de aici nu sunt, sunt mult mai puține, da? De exemplu, am scos variația... de astăzi, da? Nu m-a interesat. Eu o văd aici, da? Eu pot să văd aici variația de astăzi, da? Vedeți varianța costului, așa, pe ziua de azi, pentru că asta mă interesează când fac trading, da? Dar pe de altă parte, pentru YouTube, am scos informațiile astea, am luat atât variația cost generală, adică cât sunt pe profit sau pe pierdere cu o companie în momentul ăsta, da? Deci nu mă interesează asta de astăzi, de zi cu zi, pentru că nu o să mă folosesc întrebața asta. Am stat costul mediu, da? Profit, pierdere și ponderea, că pentru că am gândit că astea sunt informațiile pe care le vreți voi să le vedeți și par interesante, da? Ca să nu mai lungim cu vorba, cred că v-ați dat seama că Bain este compania pe care am adăugat-o în portofoliu. Am pus 1427 de lei pe această companie. Este în scop speculativ. Dacă ne uităm pe grafic aici, îl vedeți deja că e jos undeva la pământ. Bineînțeles, nu avem nicio cunoștință că gata o să crească de mâine sau ceva, dar mi-am asumat riscul ca să îmi cumpăr compania asta, v-am zis în scop speculativ, sperând că scot un 10-20% rejer din ea în următoarele 2-3 luni de zile. Dacă va fi așa sau nu, vom vedea. Nu știu să vă spun în momentul față, dar am ales să fac chestia asta pentru că deja stăteam, aveam destul de multă lichiditate, mai am 80% lichiditate în momentul de față, nu mai e foarte mult, dar e destul, da? O să mai acționez probabil și alte companii în perioada următoare sau să acumulez pe cele care le-am deja ochit, să zic așa, pe care vreau să le iau. Din păcate sunt sus mereu, da, SNP-ul se duce în sus, ia uite-l, așa, nu mai are mult și va ajunge la un alt time high, cred că pe ea suntem, da, așa, pe ultimul an. Și cred că și alt time high, cred că e ăsta, nu știu exact. Trebuie să mă uit pe graficele mele dacă vreau să văd exact, SNP-ul, analiza tehnică, da. Și pot să văd aici din așa. Da, 0.60.08 ăla, cred că a fost maximul, da. Deci mai are un pic și bate all-time high, știi, ca SNP Petrom. Vă dați seama, nu în moment foarte mult timp cumpărat, știți că am cumpărat cu câteva zile. E bine că e crește, dar o să vină și o corecție. Trebuie să vină o corecție la un moment dat. Mai devreme sau mai târziu e imposibil. Așa. Bun, dar am zis că pentru cei care mă urmăresc pe YouTube, să vedem și avem un... mai puțin, da, pentru cei care vor să vadă, e mai puțină informație aici, e doar portofoliul meu. Avem evaluare totală aici, 12.062 în momentul ăsta, fluctuează, 12.062, degeaba, 12.062, asta fluctuează tot ziua, în plus, în minus, diferențele mici, tot fluctuează așa,
bați pe minus 20, 30, 50 de lei, 60 de lei, bați pe plus 60 de lei, nu e relevant în momentul de față, da? Adică e destul de la început în portofoliu. O să fac un episod separat în care să vă explic de ce faptul că dacă ești un an după bursă și mă iei la loc cu aceea sumă, da? Deci practic împrumut banii în altă parte și mă mai adaugi înapoi, nu pierzi atât de mult, da? Adică nu pierzi, pierzi un an de investiții, de ce așa, da? Mi-e greu să fiu, să cred că tocmai în anul ăla, da? Tu erai pe pierde totală și ai vândut și un an de zi când ai timp mai târziu, bursa era sus, știi? E posibil să fii pe la jumate, să scadă tot, să crească în momentul ăla, anul ăla și când intri iară să fii tot pe acolo așa, un pic sus, minus, plus, minus, da? Atunci pierderea nu e foarte mare. Și hai că nu mai fac un episod special pentru asta, vă tratez aici în episodul ăsta, pentru că e, bă, că e timp, nu e și foarte lung episodul. Vedeți-vă la următoarea chestie. Eu anul trecut am făcut în profit vreo 2000 de euro pe bursă. Da, din, da, de fapt, pe 3 de fapt. A, așa. E, gândiți-vă dacă eu pot să fac ceva cu banii ăia. Ați mâncat să fac 4000 de euro profit anul ăsta și la anul intru înapoi, chiar dacă bursa va fi mai crescută, da? Să zicem că bursa va fi mai scurs cu 2000 de euro, da? Eu tot am făcut 2000 de euro profit, da? Dar dacă poate fac cu banii ăia 10.000 de euro, atunci cu 10.000 de euro intru înapoi pe bursă cu profitul de acolo. Și astfel încât chiar dacă planul meu pe termen lung poate e un pic afectat, nu i-a afectat atât de grav, adică mamă, când au fost foarte multe comentarii și au dat peste un an de zi, o să comentăm la ele, la faptul că am vândut eu tot pe bursă la un moment dat. Vedeți că deja am reintrat, n-a trecut nici o lună de zile, sau a trecut o lună și un pic, da? Deja am reintrat, deja recuperăm și așa mai departe. Nu o să se schimbe foarte mult, dar pe de altă parte, să realizează niște planuri la casă, acolo care să mă fac și mă nefericit, mulțumit, mă fac să trag mai tare și să fac mai mulți bani. Da, deci pe total eu zic că o să ies în câștig la final de an. Chiar dacă am făcut manevra asta care a fost destul de riscantă, oricum anul ăsta mi-asum destul de multe riscuri în tot ceea ce fac, așa că o să vedem multe intrări și mișcări aici așa destul de interesante, zic eu, pe care nu vă recomand să le reproduceți voi sau să le faceți voi, pentru că nu se știe ce urmează, da? O să zic probabil și despre o criză la un moment dat într-un episod, pentru că lucrurile nu prea sunt bune și prea sunt pe creștere toate alea ca să nu vină și ceva mai nasol, da? Așa, vă dați din episod separat pentru treaba asta, când va veni momentul. Undeva ați văzut cum stă portofoliul meu, e un pic pe plus, da? Acum e un pic pe plus, dacă mai stăm jumătate de oră pe video ăsta, nu o să mai fie pe plus. Profit 34, acum v-am zis, acum e profit, acum nu-i mai profit, da? Ceva de genul. 62 deja, nu pot să stau 62 așa aici, da? Nu s-a modificat, dar bineînțeles că o să fluctueze, vom vedea cum fluctuează ce se întâmplă. Dar am zis că vă arăt cea mai adăugată în portofoliu și tocmai de-aia am vrut să fac precizarea asta că mă, nu, compania asta nu e pe termen lung, da? Nu e să acumulez pe ea nu știu cât, e un scop speculativ, da? Pot să fac și asta pe scop speculativ, chiar dacă majoritatea investițiilor mele sunt orientate pe termen lung, da? Și pe obținerea de profit pe termen lung. Cam asta a fost totul de astăzi, sper că ți-a plăcut, dacă ți-a plăcut nu uita like, share, subscribe și bineînțeles ne auzim mâine cu un nou clip, îți mulțumesc!